În videoclipul de astăzi ne transformăm în youtuberii voștri favoriți de Minecraft. E cam ciudat să mă transform în mine, dar o să văd cum o să fac asta, treaba asta. Zdrobiți și pe butonul așa să zice că mai multe like-uri, o să puteți să ne transformăm în Dream, în Mr. Beast, în foarte, foarte mulți youtuberi din afară pe care sunt convins că îi urmăriți și voi și îi știți și voi și au content similar cu ce fac și eu aici pentru voi. Așa că zdrobiți și pe butonul așa să zice că mai multe like-uri, abonați-vă dacă sunteți noi pe ce ne-ați făcut-o până acum. Și că avem și un giveaway cu prietenii noștri la Kinguin, link în descriere, intrați și voi și vedeți care este faza. Și na, ce pot să zic, vizionare plăcută, dați like, să strângem acolo cel puțin 3 like-uri și să începem treaba. Bă, eu vă zic de pe acum, norocul meu de astăzi este unul mega, mega bun, pentru că m-am spunat fix acolo, fix lângă un lac de lavă, fix lângă un stat și fix lângă o chestie asta. Deci norocul meu de astăzi este mult prea bun ca să dau greș, efectiv. Dar hai să facem aici chestiile, pentru că avem foarte, foarte mulți youtuberi în care putem să ne transformăm astăzi. Și cred că, what? De ce s-au pus astea așa? What? Ce se întâmplă, bă, de se pun astea așa? Dar mă rog, ideea este, fiți atenți, băi și fete, ideea este că o să avem foarte, foarte mulți youtuberi în care o să putem să ne transformăm astăzi. Și primul youtuber la care, oh my freaking god, nu te uita așa la mine, că nu sunt magician. Știu că pare foarte dubios că s-a adus copacul ăsta atât de repede, dar credeți-mă, credeți-mă că e nebunie totală. Bă, dar ce se uită ăsta atâta la mine? Bă, dar lasă, bă! Ce tot se ține ăsta după mine atâta? Ok, gen, vreau să găsesc foarte, foarte multă piele. Am nevoie de foarte, foarte multă piele pentru că acești youtuberi pe care o să trebuiască să-i și craftăm, evident, și în care o să ne transformăm, o să-mi trebuiască și asta puțin mai acolo. O să am nevoie de o grămadă, o grămadă piele și uite acolo avem. E bine, e bine, e bine. Oh, salut. Sper că nu te superi că o să fur din satul tău. Ba, cred că se supără. Deci, îmi pare nespus de rău pentru acești cai, dar o să-i bat puțin. Porcilor, îmi pare rău și pentru voi. Mori, mă. Așa. Eu mor și pe ăștia. De-abia trei bucăți de piele. Cam nasolic așa puțin cu astea. Mă, cu patul, sincer, nu cred că ar trebui să iau mai multe paturi. Cred că două paturi ajung. O să înțelegeți puțin mai încolo de ce nu iau mai multe paturi, să va dragonul cu paturile. Dar, în principiu, chestiile cele mai importante din satul ăsta este ironul pe care o să-l iau de la gigelul acesta. Dacă îi dau acum o bucată în cap, vedeți stele verzi. Sau dacă îmi dai el mie o bucată, văd eu stele verzi. Știi ce să-i dăm? Să-i spamăm așa? Că știi care e? Cred că așa e cel mai rapid, sincer. Cred că așa e cel mai rapid să-l batem. Haide, John, mori! Așa, trei bucăți? Trei bucăți! Clasic! Ce-mi place mie să mă joc Minecraft câteodată. Îmi place așa de mult Minecraft-ul când îmi dă trei bucăți de iron. Mai leu, n-aveți voi idee cât îmi place când îmi se întâmplă chestia asta. Măcar să mă rog acum și să sper ca la acel acel portal din ăsta ruinat pe care îl avem aici să... Uite, avem goldul care ne va ajuta extrem, extrem de mult, goldul ăsta, și o să înțelegeți în câteva momente de ce. Avem aici iron, avem unbreaking, avem o grămadă de chestii. Bun, hai că e bine, hai că e bine. Mă duc să mai bat din ăștia să fac primul youtuber de astăzi. O să mă transform acum, dacă fac rost de piele de la frumoși ăștia, o să încerc să mă transform în primul youtuber. Mai am nevoie de câteva bucăți de piele, de vreo 4 bucăți, cel puțin. Săracii de ei, nu știu la ce să se aștepte, sincer. Sunt foarte mulți căluți pe care o să-i omor. Și să sperăm că o să-mi dea și mie chestii. Mulțumesc. Așa, avem 9 bucăți, guys. Bun, prima dată și prima dată o să ne facem o găleată și cu ăsta aici și cred că știți, uite-l. Ia uite-l, mă, pe Dream. Bine, bă, băiatule. Am luat pe Dream. 3, 2, 1. Și alătare, sunt Dream acum, băieți și fete. Ia uitați-mă. Ce mi-e place să fiu Dream. Sunt Dream acum, guys, ok? Nu mai sunt Ganicu, sunt Dream. Și fiți antena aici, MLG-uri. Huo! El a pus, eu n-am dat click. Deci nu am pus, eu n-am dat deloc click. Vă jur că ridic mâna de pe mouse în momentul de față. Deci uitați-vă, mouse-ul meu se duce înainte acum, da? Nici nu mă uit în... Nici nu m-am uitat jos, m-am uitat înainte și tot a pus ăla. Ce-mi place. Au, stai să n-arunc chestia asta, că am nevoie de găleata asta. Mamă, ce tare e să fii Dream. Să mă ordine, o să fac o fază de Dream acum. Am vrut să explodeze amândoi ăștia, dar e ok. Băi, trebuie să facem rost de niște iron, guys. Trebuie să facem neapărat rost de niște iron, pentru că o să am nevoie de goldul acela. Și cu goldul ăla o să vedeți că o să facem niște chestii la fel. O să mai craftăm un youtuber foarte interesant. Ce papuci mie aici, frate? Holy! Macaroni! Mamă! Mamă! Mamă, ce e aici, bro? What? Cât am mai chei voiu?
Hai că îmi convine, mie îmi convine. Oh my god, care s-a aruncat? M-a zis tu, Creeper, cum s-a aruncat pe aici. Cred că ăla. Hai mă, mori și tu când am chef de tine. Oh, am murit, am murit destul de repede. O, dar se... Mamă, deci Dream are o viață foarte grea pe Minecraft. Uite-te și tu. Deci nu aș vrea să fie Dream pe Minecraft. Mamă, Jesus. Haide să luăm iron-ul ăla de acolo, pentru că e important. V-am spus ce facem cu iron-ul. Facem acum repede chestiile și ăla e. Da, s-a întâmplat asta. Și parcă văzusem eu intrarea asta de pe aici. Da, mă, uite aici era intrarea. În cave. Vai, mamă, trebuie să găsiți și niște diamante, guys. Că vreau să fiu... Uite și spider jockey. Mamă, ce se întâmplă, bă, frate, pe aici? Ești nebun. Dar tot încă sunt Dream, ok? Deci încă sunt Dream. Și locul ăsta nu poate decât să fie mega ok. Mamă, explodează și tu când mai am chef de tine, gata. Explodează odată, haide. Gata, super. Hai, să luăm astea de aici și ăla e. Să facem și asta de iron, pickaxe-ul de iron, așa. Să fie primit pentru că o să avem nevoie. Și mai găsim pe aici, să mai încercăm să mai găsim niște iron, să mai facem, să ne mai facem acolo niște rezerve de iron și după aceea mergem să facem... De fapt, stai să mă culc în puii mei că n-am chef să... Dorm cumva în picioare? Că mi se pare că sunt culcat pe aici sau ceva de genul. Așa. Ok, deci ăla de jos este gata, nici nu mă mai interesează. Care tot... Bă, Jesus, come on, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace că n-am chef de tine. Ia mă să ne găsim aici, să găsim niște diamante, bro. Deci dacă reușesc să găsesc diamante, sunt prea bun, prea ca la țară. Și sunt convins că o să am șanse să găsesc diamante. Din moment ce zona asta este tamam perfectă de diamante, dude. La modul cel mai serios. Chiar am foarte mare încredere că o să găsesc foarte multe diamante pe aici. Bine, dacă nu mor în puii mei. Sau, uite, uite, a, nu, mi s-a părut. Firar să fie, bă, ce mă enervează. Și exact cum vă ziceam, diamantinele, le-am văzut de acolo de sus. Ia uite, tată, boom. Ce-mi place, bă, băiatule. Nu mai da, gata, alo. Petrecerea s-a încheiat, gata. Mă, ce mă aici? Alte diamante, alte diamante. Ia uite-le, ia uite-le, ia uite-le. Olă, ce-mi place. Ce-mi place să fiu YouTuber, bă, băiatule. Ce-mi place să fiu YouTuber. Hai, mă, luăm astea de aici. Pentru că o să ne dea o grămadă. Uite, mai sunt și altele pe acolo. Hai mă că suntem prea bine. 5 diamante, hai că mai am nevoie de 4 diamante mai am nevoie ca să fac un bloc de diamond, ok? Hai că n-ar trebui să fie chiar atât de greu, sincer. Știți care e chestia? Că nu fac eu astea prin ordine, adică oricum nici nu există o ordine anume să faci youtuberii ăștia. Dar oricum la final trebuie să craftăm youtuberul suprem. Uite alte diamante acolo, bine, 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 bine. Deci youtuberul suprem va fi la final, guys. Și o să vedeți care este youtuberul suprem. Și acolo. Mamă. Mamă, 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 ce-mi plac diamantele, bă, băiatule. Și cu ăsta cred că am terminat cu diamantele, bun. Deci fiți antenă. Oricum eu o să mai vreau să mai găsesc diamante să mai fac efectiv un pickaxe de diamond. Dar până atunci vreau să fac o altă chestie. Așa. Așa. Mr. Beast, bă, băiatule. Sunt Mr. Beast acum. Și vise antenă. Asta vreau să zic. De fiecare dată când dăm click dreapta, apar biștarii. Cred că asta e? Sau ce trebuie? Nu știu, trebuie să facem ceva, dar avem biștari. Și cu biștarii ăștia, cu bănuții ăștia, o să putem să mergem să facem niște bine că sunt și aici și am găsit și un ametist din ăsta. Mega bine, mega bine, dude. E super, super caterincă ce am găsit acum. Bun, 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 bun. Bine că am făcut. Ca să putem să-l facem și pe Technoblade. Adică, știi care e chestia? Că sunt numai youtuber din ăștia din afară. Adică din România nu există youtuber din ăștia. Adică nu a făcut nimeni. Și nu cred că ar vrea să facă cineva cu youtuber din România. Din păcate. Să facă cu... Uite acolo alte diamante. Eu mă plimb pe aici să mai găsesc diamante. Și nu știu, să m-am mai spus să facem pickaxe-ul ăla de diamond. Oricum trebuie să ieșim și de aici. Că nu putem să stăm tot timpul numai aici. Oh, și avem și de pickaxe de diamond. Mamă, să vedeți și o să putem să facem cu pickaxe-ul ăsta de diamond. Așa, țuc. O să putem să facem niște chestii super șmechere, bă, băiatule, super șmechere. Și cu biștarii ăștia ar trebui să facem... Uite, mă, tată, mă, cu biștarnicus. Deci biștarnicus rupe aici norma. Mă, știți care este faza? Avem cumva o vreo biserică în acest sat? Bă, tind să cred că nu avem nicio biserică în satul ăsta. Mamă, ce nasolic.
Ce nasolică. Urât, bă. Urât, bă, că n-avem și noi niciun. Asta e. Mă, ce-i drept este că avem nevoie, în primul și primul rând, să găsim un alt sat. Probabil care să aibă alte chestii mai bune decât ăștia. Că ăștia nu prea au chestii bune, să fim sinceri. Ăsta îmi dă piele, mă, dacă îi face trade cu el, mi-o da piele, mă, ce ziceți? Că ăsta știu că e de ăsta de animale, știi? Și de asta mi-e să... Ia, stai două secunde să fac trade cu el, cu bănuț, cu astea. Mamă, o grămadă cărniță. Cred că putem să aruncăm ăla să păstrăm cărnița. Așa. Da, nu prea. O, sau ăsta? Nici nu mai știu un pui mei care... Cu ce făceau, ăsta face cu bricuri, deci nu ne interesează. Da, hai să găsim, să încercăm să mai găsim piele și să mai facem și noi, nu știu, trade cu urții ăștia pe aici. Cu trade, de fapt, nu, să mai găsim un alt sat sau ceva de genul. Nu, să luăm și goldul ăla de acolo, că am văzut că era un bloc de gold, hai să luăm și pe ăla. Mă, ce îmi place să găsesc văcuțele astea, deci îmi place la nebunie. Ok, câte 7 bucăți. Hai că o să putem să-l facem și pe Technoblade acum, dacă ne dă asta piele. Și ne-a dat acolo pielicică. Bine, bine, bine. Mai avem și caia pe acolo. Fiți atenți. Deci îl craftăm acum pe Technoblade. Bam. Bam. Ia uite-l, mă. Technoblade în 3, 2, 1. O, da. Ce îmi place. Și avem, fiți atenți, avem strength. Și what? Mă, până unde pot să sparg? Uile, ia. Nu te cred, uite până la ce distanță poți să lovezi, dude. Wow, și uite cât de departe sunt. Și îi bat pe ăștia. Și avem și strength. Let's freaking go. Viața mea a devenit mult mai ușoară, dude. Viața mea a devenit mult mai ușoară. Măi, lăi. Îmi pare rău, te-am lăsat orfan. Dar e ok. Fiți antenă. Acum putem să mai facem unul. Dacă îl faci, dacă știți pe ăsta, știți pe Crafty. E un YouTuber din ăsta care face tipuri de videoclipuri cum fac eu, gen. Oh, what? Ce sunt ăștia? Inimioare? Mia, ce se întâmplă? Ăsta dacă îl sparg cu ceva, stai să-l sparg cu pickaxe-ul. Că observ că se sparge cu pickaxe-ul mai greu. Și ăsta ce e? Heart shard? Ia să văd ce pot să fac. Heart. Oh, putem să ne facem o inimioară. Dar ce, bă, ce ne dă inimioara? Stai să sparg puțin chestiile astea de pe aici să văd ce se întâmplă. Bă, eu am stat aici să strâng din astea, să văd care e șmecheria și am vrut să strâng vreo 36 și o să înțelegeți de ce. Vreau să văd ce se întâmplă dacă fac o din asta. Un hard din asta, ce se întâmplă? Am dă inimioare! Wow, ești nebun? Ce Caterinca, dar stai să mă pun înapoi la Technoblade. Și mi-a din viață, nu, viața rămâne, actually. Hai mă, fă-mă Technoblade înapoi, gata, m-a făcut. Deci viața rămâne! Opa, hai că e șmecheră chestia asta, dude. Mamă, chiar e șmecheră treaba asta. Dar vă zic sincer că mai mult de 4 din astea nu cred că ar avea sens să ne facem. Adică am stat și așa destul de mult acolo. Deci chiar nu aș vedea sensul să stăm mai mult de atâta. Parcă mai văzusem o vacă pe undeva pe aici. Stați că, mamă, sunt mega fericit cu ăsta. Că sunt Technoblade. Oh my god. Mă, dar parcă zici că are și looting, frate, acum. Că sunt Technoblade, nu știu așa, îmi dă falsă impresie că am looting, dar n-am looting. Că dacă aș fi avut looting, s-ar fi văzut, s-ar fi simțit, s-ar fi, nu știu. Hai să mai mergem să mai găsim pe aici, să mai facem rost de piele, pentru că mai trebuie să mai craftăm aici niște barbașani. Se prea poate să fi găsit un alt sat. Se prea poate să fi găsit un alt sat, am văzut ceva pe acolo. Dar în timp ce căutam satul ăsta și mai mă plimam pe aici, am mai făcut rost de o grămadă piele. Sincer, chiar am făcut rost de o grămadă, am vreo 47 de bucăți acum. Adică cred că putem să mai facem o grămadă youtuberi. Ia să mai vedem. Ce mai avem pe aici? Mai avem pe aia pe acolo. Parcă am văzut și un lac de lava aici. Da, este și un lac de lava aici. Perfect pentru ce avem noi nevoie. Dar stai să mă urc aici să văd care e șmecherie aici sus. Da, este fix de ce am eu nevoie, băi, și vete. Este efectiv fix de ce am eu nevoie. Ia uite-l, mă. Ia uite-l pe tătăiță ăsta. A, da, fiți antenă, putem să facem și chestia asta. Hăia? Ce mi-e place să-l bat pe ăsta de la dis... Oh my god, l-am bătut atât de tare încât... Da. Ok, o grămadă iron. Așa, vină cu acetată. Hai să... de fapt, fii antenă. Acum nu mai sunt. Sunt Mr. Beast acum, let's go. Hai să luăm de la gigelul ăsta aici să facem trade-uri cu el. Să se transforme puiul meu. Să ne fac aici. Haide-mă. Bun. Dă-ne acolo. Hai mă, tu vezi de treabă acolo înăuntru.
Dă-ne și din ăștia, dă-ne și din ăștia. Bun. Vreau pârluri. Ender pârluri vreau. Uileu. Uileu. Ce mi-a place să fac trade-uri cu frumoșii mei. Frumoșii mei, mă. Mă încalea și eu nasul lor. Da, să arunc eu prostiile astea de pe aici. Țăc, țăc. Ce să mai... Opa, a făcut? Nu mai vrea să mai facă. Bă, da, avem 12 din astea. Suntem mega, mega bine cu perle, adică o ducem super, super bine. Dacă o să vrem să ne întoarcem vreodată în Overworld, de fapt, este să mai, să-l aștept pe ăsta să mai facă el pe acolo chestii. Dar nu mai vrea, mă, nu vrea să dea, mă, nu e, face el talente acum, nici o problemă, stați niștiți. Hai să mergem în Nether, că avem o grămadă piele, avem o grămadă perle, avem o grămadă chestii. Hai în Nether. Băieți și fete, se vede că a venit primăvara. Nu știu dacă se observă din vocea mea, nu știu dacă v-ați dat seama de-a lungul videoclipului, dar am vorbit relativ pe nas. Nu știu dacă ați observat, dar vă zic așa. Bă, gen, am niște alergii primăvara de nu pot să fac nimic, dude. Deci efectiv mă lăcrimează ochii. Am câteodată un episod din ăsta în care strănut cred că vreo 10 minute în continuu, bă, frate. Deci sunt incredibil de terminat cu nasul și cu polenul și cu toate chestiile astea. Alergiile astea mă nenorocesc, mă termină fizic, psihic și mental și cum vreți voi să ziceți. Deci efectiv, bă, frate, sunt singurul care are problemele astea. Spuneți-mi că poate, sunt ferm convins că și voi aveți. Sunt ferm convins că și voi aveți, frate. Deci, pe bune, la modul cel mai serios, frate. Stau, frate, niște și eu încerc și eu să respir. Lăcrimează ochii, zici că plâng, efectiv. Zici că plâng, frate. Așa, și acum am venit să strănut. Cât timp am pus pauză la filmare și n-am filmat, frate, am strănutat, hai de mine și de mine. Deci nu vă doresc să fiți în locul meu. Vă zic sincer, nu vă doresc. Și acum lăcrimează ochii, încurăț ochiul acum. Ia să vedem unde ne dă și ăsta. Și, da, super. Nu ne duce nicăieri ca lumea, dar știți ceva? Ia că luăm noi obsidienul ăsta și mergem și noi unde oriunde vedem cu ochii. Am ajuns la munca de jos din nou, băi și fete. Suntem pe aici prin tunelele astea. Încercăm să ajungem undeva, nu știu, oriunde vedem cu ochii, că pe acolo nu era o zonă bună. Și uite ce am găsit, ești nebun. LOL. Deci efectiv mă plimbam, frate. Mă plimbam și am văzut asta și l-am observat. Oh my god. Haide, mă, să facem și noi rost. Știu că putem să ne transformăm și în Preston, dacă nu mă înșel. Dacă știți pe Preston. Pe Preston Line-ul. Stai să fac și o chestie pe aici, că nu știu dacă e o idee bună să rămân așa și eu. Dacă am și eu atâtea iteme ca lumea, cred că merit și eu să mă fac de iron, de nu știu ce. Ia să mă fac și eu de iron, ca băieții. Ca băieții castraveții. Bun. Așa, și să încercăm să ne batem cu ăștia pe aici. Sunt Technoblade pentru că așa îmi place să fiu pe bătaie pe aici. Nu-mi place să... ia uite-l, mă. Așa. Știu că, uite, m-am transformat în ăsta. Și acum știu că putem să refacem Preston. Uite-l, mă. Preston. Sunt Preston acum. Am impresia că avem... De asta, fire resistance? Ia stai să lasă de-al mine. Da, am fire resistance. Ni. Fraiere. Avem fire resistance. Let's freaking go. Hai că e bine, hai că e bine. Putem să-i batem pe ăștia fără nici cea mai mică problemă. Bă, deci ăsta s-a spawnat efectiv lângă mine. Mergeam pe lângă și s-a spawnat. Hai, mă, vină încoace și hai să ne batem. Mamă, dar sper să-mi dea gestier. Haide, mă. Haide, mă, nu mai fugi. Jesus, come on. Bă, ce mă enervează. Vină, mă, încoace, că... Bă, deci ăsta... Câteodată chesturile astea au probleme la cap, sincer. Ce are, mă, de nu vrea să se bată cu mine? Alo, sunt invizibil? Asta e să mă fac în Technoblade. Poate vrea să se bată cu mine dacă sunt Technoblade. Poate ajung la el? Vină, mă, încoace. Uite, altul care se spawnează. Haide, mă, mori. E bine, bine, că a murit ăla. Doamne, te rog. Doamne, te rog. Să-mi dea... Gestier. Bun. De ce mă bucur cu gestierul ăsta, o să vă înțelegeți. Mă fac bionic, fiți antenă. Îl știți pe YouTuber-ul ăsta bionic, la fel face content cu clipuri gen cum fac eu, știi? Așa. Avem aproape toate astea, frate. Mai avem nevoie de doi YouTuberi, o să vedeți de ce YouTuber mai avem nevoie. Și pe aici la final o să fie nebunie totală. De fapt de trei YouTuberi, cred. Vedem. Deci fiți antenă. Deci fiți antenă ce face acest YouTuber. Trage cu chestii, dar nu știu de ce am explodat și eu. Bă, de ce explodez, mă, și eu?
Mă, ăsta explodează cu tot cu mine, mă. Ia. Unde explodează cam repede ăsta. Și facem ăsta așa. Oh my god. Uite-te și tu ce face. Ia, deci dacă țin așa apăsat, explodează acolo. Mama, hai că-i bine, hai că-i bine. Uite și un Bastion. Mamă, să găsesc netherite, dude. Cum ar fi? Cum ar fi, cum ar fi? Da, să spargi și ăsta de aici. Credeți că se sparge ăsta, mă? Hai că se sparge dacă ești nebun. Hai că se sparge dacă e. Să găsim netherite aici, Doamne ajută. Deci trebuie să căutăm pe aici. Să căutăm chesturi. Dar am impresia că nu știu dacă neapărat chesturile astea dinăuntru de aici. Cred că, cred că trebuie să ne ducem mai jos, actually. A, uite, acum explodează astea mai ca lumea. Nu știu de ce alea nu explodau acolo, frate. Explodau foarte, foarte ciudat. Cred că acolo jos trebuie să mă duc, nu cred că e Oh my god, mama, ai grijă, dițule, că nu e bine. Nu e bine ce se întâmplă pe aici cu ăștia. Să avem grijă și cu ăștia cum mâncăm, ce facem. Da, așa. Mamă. Jur că mi-e frică să mai și mănânc în puii mei. Jesus freaking Christ, bro. Oh my god. Oh my god. Că dacă mă prind ăștia, m-au nenorocit. Atâta vă zic, dacă mă prind ăștia, m-au nenorocit. Oh my god, trebuie să mai mănânc pe aici, să am grijă. Trebuie să mănânc așa. Să explodeze în partea aia, eventual. Da, știți ceva? Cred că pot să mă transform în Preston și să stau liniștit în lavă. Ia, o să stau pregătit așa. M-am făcut Preston acum. Ok. Ia, lasă-mă, mă, în pace. Uite că sunt... Na. Oh my god. Bă, ăștia sunt nebuni la cap. Nu exagerez, ăștia sunt nebuni la cap. Oh my god. Stai așa. Du-te, mă, în papucii mei, că mă sperie. Vai, mamă. Mai ieși la spatele meu. Mă, dar cât mai rezistă ăsta, mă? Dar du-te și tu în puii mei și vezi-ți de treaba mea. Vezi-mă de treaba mea în altă parte. Ce-s tu? Dar du-te, mă, în puii mei și lasă-mă. Deci jur că sunt enervat. Uite, netherite. Bine. Hai să luăm și ăsta, să fie treaba. Ce mi-e place, mă. Ce mi-e place să fiu aici. Cu o grămadă chestii, dude. Măi, leu. Ce mi-e place, bă. Să aruncăm și alea de acolo. Ce să mai aruncăm din inventar? Fiți antenă. Stați așa. Deci, în primul și primul rând trebuie să facem smithing table. Să ne facem din smithing table, să ne facem un netherite pickaxe. Și cu pickaxe-ul ăsta de netherite să craftăm, fiți antenă, să craftăm. Uite-l pe ăsta, mă, pe Wisp. Tipul de la care avem astea. Și fiți antenă ce face Wisp, frate. Dăm click dreapta și efectiv sparge tunelul, bro. Deci efectiv ăsta sparge tunelul. Deci facem strip mining. Let's freaking go, dude. Da, oh my god. Nu știu dacă e idee bună să dăm click dreapta cu ăsta. Am cam rămas fără pickaxe-uri, gen. Trebuie să mai fac un pickaxe, guys. Oh my god. Nu. Pe bune, dude. Come on. Hai, bă, las-o încolo, că măcăne. Și chestia e că nici măcar nu mai am cum să ajung înapoi acolo, bro. Come on, ce moftic, bă. Ce moftic, uite. O secundă de neatenție poate să te coste tot videoclipul, efectiv. Dar știți ceva, pentru voi o să fac chestia asta. Și hai să căutăm. Hai să ne căutăm. Stați două secunde, că eu știu așa relativ pe unde am fost. Dacă știu. Dacă mai știu. Așa, pe aici, fi să întâlnă pe aici, am fost. Așa, și pe undeva pe aici ar trebui să fie satul cu portalul. Bun. Mergem în căutare, băieți și fete. Mergem în căutare de iteme, de chestii. Așa. Și ăsta e nether-ul. Și știu că pe undeva... Pe unde, mă? Nu pe acolo, am spart. Știu că am spărsesem prin pere. Uite, pe aici am spart. Ok, deci am ajuns pe aici. Și pe undeva prin față, pe aici, ar trebui să fie fortress-ul. Uite și fortress-ul, bun. Și știu că și de aici am venit așa, am mers așa, tic. Am mers pe undeva pe aici. Bastion-ul, bun. Și itemele mele ar trebui să fie pe undeva băgate prin pereți pe aici. Uite-le. Bă, ăsta îmi fură din iteme. Bă, îmi fură itemele ăsta. Ești nebun?
Efectiv, îmi fur itemele gigelul ăsta. Una, două. Da. Stai așa, guys. Stați așa, guys, că ăsta încă am fur itemele. Așa. Perlele le avem, ăștia i-avem, i-avem aproximativ pe toți. Știu că mai trebuia, pe cine mai trebuia? Trebuia Tommy. Trebuia capul lui Tommy, hai să-l luăm și pe Tommy așa și pe ăsta. Și ăla e, nu? Cred că dacă, dacă punem acum toate astea și le craftăm. Stați două secunde. Deci, YouTuber. Uite mă, YouTuber, cine mai trebuie? Ah, trebuie Dragon's Breath, ok. Deci acum trebuie să mergem în End, efectiv. Hai să mergem în End, ce să mai. Și să fi zis, știți care este chestia? Hai să mergem direct din de aici, să mergem în End. Că nu mai, sincer, chiar nu mai are sens. Din moment ce puii mei a murit pe aici, am venit cu creative-ul și nu cred că mai avea sens acum să mergem legit, vă zic sincer. Oricum l-aș fi găsit indiferent, știi? Tot îl găseam și ăla era. Aia era șmecheria. Și Tommy știu că se făcea cu niște... două secunde. Tommy știu că se făcea cu... Trebuia să faci un ăsta, un enchantment table. Da, ok. Se merge și ăla. Portal frame. Așa facem aici. Țuc, 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 țuc. Așa. Tuc, 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 tuc. Gata, dacă ați văzut vreodată chestia asta în Minecraft, ok. Intrăm. Și ăsta este endul, guys. Hai să plecăm și noi de aici în puii vei. Ăla e. Activăm, ne dăm pe survival. Activăm hitbox-urile. Și hai să ne băgăm, fiți atenți, când îl spawnăm pe Tommy, uitați-vă ce se întâmplă. Avem aici femei, bă. Avem gagici care se luptă pentru noi. Efectiv, doamne, dubios e Tommy ăsta. Hai să ne transformăm și în bionic. Deci avem și pe ăștia. Sunt și bionic acum. Nu mai vin ăștia după mine, ok. Ok, hai să dea ăsta odată în mine. Cu o chestie din aia, că dacă dă cu o chestie din asta în mine. Stai, mă. Am explodat. Uite, a dat cu chestia asta. Bun. Așa. Stai două secunde. Să mă transform din bionic, să mă transform în Technoblade, în puii mei. Așa, m-am transformat în Technoblade acum. Că prea aruncă ăsta cu chestii după mine și nu e ok. Așa. Eu, hai bine. Că m-am uitat la tine, frumosule. Oh my god. Stai să căutăm YouTuber, uite. Și acum ne transformăm în YouTuberul suprem. Sunt YouTuberul suprem acum, guys. Uitați-vă, vă place de mine? Și acum de fiecare dată când avem efectiv toate abilitățile pe care le au și oh my god. Băteți-l, mă. Pentru mine cățelușii mei. Bă, bune, frate, deci ce se întâmplă? Deci el băteau acolo și ăsta trebuie și mi-a dat un hit. Ce se întâmplă cu mine, guys? Nobule, nobule, ești un nob, Gani. Asta e, suntem nobe astăzi. Portal frame în puii mei. Ai. Astăzi chiar că sunt nob în puii mei. Jesus freaking Christ, bro. Bro, come on. Feel. Stai să dau coordonatele astea. Portal. End portal frame. Nu asta. End portal. End portal. Gata, ca să ne teleporteze direct acolo în papucii mei. Ce puii mei, frate? Ești nebun. Se uite Enderman ăștia, mă omoară Enderman. Mă omoară toți efectiv acum. Doamne, îmi explodează ăștia pe aici. Hai bă. Astăzi a fost puțin fail, clan. Astăzi a fost puțin fail pe aici, clan. Nu prea avem iteme, nu prea. Da, mă, ne batem cu ăsta pe aici. Bă, da, chestia e că femeile astea ne cam fac rău pe aici. Uite, dau și alea pe acolo. Ăsta aici explodează cum trebuie. Hai, mă, să dăm și noi acolo. Ia, mă, dăm cum trebuie. Ok, l-a explodat pe ăla acolo, mă? Nu l-a explodat. Mă, ce are, bă, dar nu vrea să explodeze la acolo. Gata, a explodat. Explodează și ăla de acolo. Ar trebui și ăla de acolo să explodeze. În teorie. Dar putem să facem chestia asta, mă gândesc acum, nu știu ce să zic. Hai să dăm un continuu. Nu a fost o idee bună deloc. N-a fost deloc o idee bună, guys. Ce se întâmplă, bă, numai ce să mai bat dragonul? E, gata, știi ceva? Ia că m-am enervat mai în chef. Ce s-a întâmplat, bă, failul ăsta magic? Bă, deci un fail mai mare ca asta n-am avut de mult, frate. Că batem pe dragon așa, așa. Nu pot să cred, dragonul nu-și ia damage așa. Uite că-și ia damage, dacă își ia damage când vrea el. Ia stați așa, mă, în puii mei.
Effect, give Aron P, strength. Ia că m-am enervat. Dau rage quit ca nobo, dau rage quit ca nobo. Că v-am făcut ieri topul cu nubii. Am făcut topul nubilor ieri. Și acum uite, eu sunt noob și mă dau pe creative când am probleme. Nobo, nobo. Gata, am bătut dragonul, guys. Cam asta a fost clipul. Cam asta efectiv a fost clipul, băi, și vede. Sper că v-a plăcut. Ne vedem și ne vedem data viitoare. Hai, pa!